Buonasera, ci veniva anche sì, l'antenire con Prof Online. Asha, buonasera, Asha, come sono risposto? Tu, Antonio Ripicare, mi ha aspettato. Ci spunem că noi începem repede lecția, nu mai pierdem timp. Cum o începem? Cum spunem amândoi deodată? Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne ajută să facem o lecție din nou frumoasă. Așa, Alessia, să vedem ce ai avut. Ai avut să faci patru probleme, nu? Cinci Cinci. esercizii Da. sunt aici della stazione della Da. SEMO. Da. L'am numerotat primul, Da. l'am rezolvat Da. și mai e pe cealaltă pagina din primul, cred. Nu, nu, nu. Aici începe al doilea Da. până aici, de aici al treilea. Văd foarte bine. Așa, acolo al patrulea Bine. și al cincilea. Și al cincea, perfect. L-am compus eu. Perfect. Eu sper că ai devenit o profesionistă acum cu sumei Gauss, nu? Da. Nu-ți mai este teamă, orice sumă ți-ar da-o, te interesezi repede dacă termenii sunt în sumă Gauss, adică dacă sunt cu proprietatea aceea că fiecare se obține de cel de față adunând. Și e clar că ultimul termen acolo al sumei nu e la întâmplare, ai înțeles foarte bine, compunând de greșiții numai. Crezi că mai sunt foarte mulți copii în momentul de față în țară care știu exact ce înseamnă calculul unei sume, după părerea ta așa? Cred că da, dar cred și nu. Eu spun că foarte Că nu. puțini sunt. Deci eu spun că foarte puțini sunt cei care au ajuns să compună. Deci ca să fii în stare să compui negheșițiu, trebuie să știi foarte bine cum se calculează o astfel de sumă, da? Deci nu mai stai pe gânduri, abia performanța se atinge atunci când ai reușit să compui tu egheșițiu. Atunci ești foarte, foarte sigură. Eu spun că nu sunt foarte mulți. Din toată experiența care o am și din tot ce vei găsi pe internet, la Prof Online, acolo, la lecțiile acelea, vei descoperi că sumele acestea creează o mare problemă. Toată lumea învață doar mecanic, pe de rost, niște lucruri și nu sunt în stare să înțeleagă în intimitate problema. Așa că te numeri printre cei puțini, să spunem, din copii din generația asta care au descoperit foarte bine acest lucru. Să mai vedem dacă în clipa asta, dacă ți-amintești, ultima dată când am stat de vorbă, am încercat să răspundem la întrebarea de ce matematică? De ce să facem matematică? A matematica are vreun rol? Ce s-a întâmplat? Și am plecat de la ceea ce însemna nevoile concrete, nu? Da, de la o problemă am plecat. De la o problemă acolo și când a trebuit să vedem noi câte lădițe să poată să-și gândească el pentru a doua zi, am simțit nevoia să facem și împărțirea aceea. Apoi Și mulțirea, înmulțire, da. sigur că da, mulțirea aceea am făcut-o și am văzut-o. Nu, la început el făcea adunări repetate, adică fiecare pom are atâta, celălalt are tot atâta și tot a Da, adunat. da. Și în loc să adune pentru toți pomii, a apărut nevoia să pună la punct înmulțirea, adică cât produce un pom și înmulțit cu numărul pomilor să știe ce cantitate va obține. După aceea, ca să poată să vadă câte lădițe vor fi necesare, atunci, în loc să facă scăderea repetată, adică de parcă ar pune virtual în fiecare lădiță și să numere lădițe la sfârșit, asta însemna că nu avea nicio șansă să se apuce de treabă, ci pur și simplu a scădea repetat înseamnă a face împărțirea. Și împărțirea asta înseamnă găsirea numărului de lăzi. Câtul împărțirii înseamnă numărul de lăzi de acolo care sunt necesare pentru a pune toată cantitatea aceea
adică de împărțitul. Tu știi cât încap într-o ladă, așa la împărțitor. De împărțitul este cantitatea cea mare de mere, cum am avut noi în exemplu, iar câtul înseamnă numărul lăzilor. Și așa s-a inventat și împărțirea. Acum, dacă am dorit să mai repetăm o problemă de aceea cu mărul, cu câți meri într-o livadă, ea mă va convinge că ceea ce am făcut noi este foarte clar. Așa cum tu ai descoperit, eu încerc să leg lecția anterioară, lecția care o facem, pentru că ele trebuie să fie într-o continuitate și trebuie să fie bineînțelese toate informațiile acelea. Bine? Da. Dacă tu ai o altă idee, dacă tu ai ceva nou la școală, dacă ți s-au cerut niște lucruri pe care nu le-am învățat încă. Da, asta vreau să văd dacă ai ceva de întrebat. Dacă nu, continui așa în firul logic al lucrurilor. Nu, tot aceleași chestii. Mâine am 2 ore de matematică. Am înțeles. Și ai ceva temă de pregătit? Da. Te rog, hai să începem cu tema, să vedem ce e acolo la tema. Stați să-mi deschid telefonul să văd că nu mi-a dat-o scris. Da. Și eu nu am nici cartea, el le dă dintr-o culegere de-a lui special sau nu știu de unde. Și da. Tot sumegaus am. Tot sumegaus. Eu, dacă vrei să facem unul la întâmplare, ca să vedem exact, dacă nu, nu știu, hai să facem unul la întâmplare așa, să vedem unde greșim. Păi, am prima sumă gaus și apoi am niște exerciții. Deci, să iau prima sumă gaus. Da. Și aici am zice, prima este 1... stați, unde m-am dus? 1 + 3 + 5 + de puncte, puncte, plus 99. Eu zic că îți este aici. Da, pot să o fac. O faci, nici nu discutăm, da. Nu stau la aici să pierdem timp. Altceva, următoarea. Următoarea este 3 plus 7 plus 11 plus 43. Da. Pot să o faci, clar. 7 plus 14 plus 21 plus 2023. Pot să o fac. Poți să o faci. Și apoi să văd ce îmi zice aici, că mai mult e scris și mă uit unde scrie. Pagina 32, exercițiu 20. 32, 20. Cerința zice, aflați cu cât se modifică suma două numere A și B dacă A, unui termen îi se adaugă 500, B, ambilor termenii li se adaugă 500, C, un termen se dublează, D, unui termen îi se adaugă 500, iar celuilalt îi se adaugă 100. Hai să le luăm repede. Deci. Deci, amici, aflați cu cât se modifică suma a două numere A și B, dacă. Și atunci scriu A plus B. Da. A plus B. Este suma lor. Și acum, da. În primul caz, se modifică, spune? Unui termen, cu cât se modifică dacă unui termen îi se adaugă 500. Deci lua, îi se adaugă 500. Atunci situația va fi A plus 500 plus A plus 500 plus B. Plus B. Deci cu cât s-a modificat după tine? Cu 500.
500, pe ce, băi, stăm de pe gând. Ne uităm sus, sus e A plus B, acum e A plus B da. Plus 500. 500, deci, da. Răspunsul i-am adăugat 500 unui termen. Sigur că da. Dacă ambilor termeni li se adaugă 500, voi avea A plus 500 plus B plus 500. Așa. Și dacă un termen se dublează. Stop. Și cât face? A plus 500 plus B plus 500 face A plus B, cât era mai plus? A plus B plus, plus 500 plus 500. Adică 500 și cu 500. Adică plus 1000. Așa. Deci egal cu A plus B plus 1000. Deci cu cât se modifică față de A plus B? Cu 1000. Cu 1000, sigur că da. Deci egal acolo continuă ghișiță, egal cu A plus B. A plus B plus 1000. Și 1000 o subliniază în sensul că cu asta se modifică, da? Cu 1000 s-a modificat față de A plus B dinainte. Dacă un termen se dublează, păi A îl dublez pe A, adică A ori 2. Da. A ori 2 plus B. Plus B, așa. Cu cât, cu cât cu cât s-a modificat rezultatul? Ce înseamnă A ori 2? 2 de A. Deci egal mai departe cu A plus A. Egal cu A plus A plus B. Exact. Și fost o A plus B, cu cât s-a modificat acum? El la început era A plus B. Erau doi termeni, A plus B. Și fiindcă unul din termeni, în loc de A, am pus 2A, da. Cât față de A plus B? Față de A plus B, cât era înainte suma, A plus B, acum este A plus B plus un A. Deci s-a mărit suma cu un A. Un A, sigur. Sublinează și înseamnă cu un A. Cu acela, de eu l-aș fi lăsat pe acela, aș fi luat pe primul, că A plus B era suma de la început. A plus B pune într-o paranteză, așa ca să se înțeleagă că tu A plus B ai avut la început și fiindcă în loc de A ai pus 2A, s-a modificat cu un A. Dacă modificai cu dublul lui B, cât ar fi fost atunci? Ar fi fost B plus B plus A. Așa, și s-ar fi modificat cu un... Cu un B. Un B, sigur că da. Scrie și situația asta. Deci, dacă ar fi fost B ori 2, da. Plus A, aș fi avut B plus B plus A. Da. Deci s-ar fi modificat cu un B. B, da. Un singur B este în plus. Dar dacă ar fi pus 3 de A, deci dacă suma în loc de A puneam 3 de A, atunci am fi avut cât? Aș fi avut A ori 3. Da. Plus B, egal cu A plus A plus A. Plus da, B. Plus, nu. Plus B. Deci 3 de A plus B. Un A plus B era cât era începul la început și da. Deci s-a modificat suma cu câți de A? Cu 3 de A. Cu 2 de A. Cu un A plus B era făcea... de la început. Așa, un A plus B este cât a fost ea inițială. Deci în clipa în care o modifici, îl modifici cu de 3 ori A, înseamnă că fosta sumă se modifică cu 2 de A, pentru că un A e necesar pentru a face suma respectivă. De unui termen îi se adaugă 500, iar celuilalt îi se adaugă 100. Păi aș avea 1 A plus 500 plus B plus 100. Și atunci aș avea A plus B plus 600. Plus 600. Și gata exercițiu. Da. Următorul, tot de la 20, 23. Fie șirul de numere 2, 7... 12, 17. A. Completați șirul cu încă 3 termeni. Da. A. Să completez. Păi... Deci îi scrim pe ăștia. Deci îi scrim pe ăștia 2, 7, 13. Așa.
Și mai completăm. 12, 13 și aici în continuare o să fac așa și în continuare. Nu, dar la punctul A. La punctul A îi scrii din nou și pe cei care completez, pe cei care completez, îi subliniez. Ok. Așa. E din 5 în 5. Din 5 în 5. Și acum mai vine cine după aia? 22. 22. Apoi. Apoi, plus 5, 27. Da. Și încă 1, că zice cu 3. Plus încă 5, 32. 32. E asta, așa, am redactat clar. Deci ce erau înainte și pe următorii. Și am subliniat. Te rog. B. Aflați termenul de pe locul 27. Exact. Cel de aici. Pe locul 27. Adică nu 27, cel care e al 27-lea. Exact, în succesiunea asta al 27-lea. Atunci deci, o scriu din nou. 2, 7, 12, 17. 12, 17. Câți ai scris până acum? Câți ai scris? Am 4 până aici. Stop, stop. Ai de gând să scrii pe toți până la al 27-lea, nu? Păi ar fi cam mult. Dar dacă ar fi pe locul al 300. 100-lea. 100 sau 300 sau nu știu, număr mare. Nici vorbă, nu se pune problema așa. Noi trebuie să găsim o rețetă acum. Deci tu trebuie să descoperi, fără să îi scrii pe toți în ordine, cam cum ar arăta numărul acela de pe poziția 26. Începem o cercetare acum. Deci suntem în fața unei noi probleme pe care n-am mai descoperit-o până acum. Sigur, aici sunt termeni într-o sumă Gauss, dacă să și ne uităm, că ei sunt, se obțin din cei din față adunându-i ceva, nu? Da. Deci primul este 2. Da, deci primul este 2. Așa. Cel de aici. Al doilea este 7. Adică este primul 2 și plus 5, nu? Da. Ei, hai să zicem, să notăm. A1 egal cu 2. Adică A1 înseamnă primul element. A1 egal cu 2. Egal cu 2. A2 da, egal, al doilea. Egal cu 2 plus 5, adică egal cu 7. Da, sigur că faci, dar nu mă interesează să fac suma. Pe mine nu mă interesează. Deci al doilea este A1 plus, scrii din nou încă o dată, este 2, A1, indice, jos, mai micuț A1. Deci 1 acela nu la nivelul lui A, ci mai jos. Așa. La fel și dincolo. Deci, al doilea este A1 plus 5, da? 5, da. Plus 5. Al treilea. Da. Al treilea este al doilea. Da. Adică 7 plus 5. Plus 5. Și egal mai departe, dacă vrei să scrii, hai să facem o șmecherie acum. Hai că sunt foarte tare acum. Acum suntem în momentul acela frumos. În loc de A1 ăsta, știi, al treilea, egal cu A1 plus 5, da? În loc de A1, pui pe A1 de desu, pui pe, nu, al treilea este A2 plus 5, parcă așa ai scris, nu? Da, e 2. Așa că n-am ochelare. Deci A indice 2 plus 5. Un pic mai mare fără pe 2, că să vadă și prietenii noștri. Așa. Se vede? Deci, așa. Da, mai aproape. Așa, e foarte bine. E foarte bine. Deci al treilea e al doilea plus 5. Și egal mai departe cu. Așa. Egal mai departe acolo, în dreptul relației, egal mai departe, adică așa, când zic egal mai departe, adică în același rând scrii. Okay. În loc de A2, pune cine este A2? Este A1 plus 1, 5.
este A1 plus 5 plus un 5, ultimul 5 ăsta. Deci este A1 plus 2 de 5, egal mai departe, scrie acolo mai departe, adică în același rând, cu A1 plus 2 ori 5. 2 ori 5. Atenție, încă o dată. Uită-te la al treilea. La al treilea tu ca egheșițiu este cât? 12, nu? Da. 12 acela este din A1 din 2 plus 2 de 5. Deci al treilea, care e 12, este de fapt A1, adică 2-ul, plus 10. Dar în loc de 10 am zis 2 ori 5. Scrie în paranteză acum ca să vadă toți prietenii noștri, ca exemplu. Deci în paranteză, deschide paranteza acum. Deschide paranteza, adică deschide-o așa. Spui că cine este al treilea? 12 egal, ca să facem exemplu. 12 egal cu 2, egal cu 2 plus 2 ori 5. Plus 2 ori 5. Și închide paranteza. Adică ce am vrut eu să spun? Am dat ca exemplu, știi că al treilea este A1 plus 2 ori 5. Și ca să înțeleagă prietenii noștri, 12, care este al treilea, e fostul 2 plus de 2 ori 5. Hai să vedem al patrulea. Al patru. Da. Cine este al patrulea ca exemplu să judecăm noi? Cine? 17, nu? Și este A4, adică 17 este egal cu A3. Da. Adică 12. Bun. Plus 5. Plus 5. Da. Și egal cu? Egal cu A. În loc de A3, cât să pui? Da, A3 cu cât a fost egal? Ia uite, tot mai la capăt. A3-ului a fost egal cu A1 plus 2 ori 5, nu? Da. Deci în loc de A3, pui A1 plus 2 ori 5. A1 plus 2 ori 5. Și plus 5-ul care trebuie să-l pui, că era al treilea plus 5. Și face egal mai departe cu A1 plus cât de 5? Egal cu A1 plus... plus... cât de 5? Cât de 5 sunt? 3 de 5 plus 3... Adică 2 ori 5 sau... Da. 3 ori 5, lasă așa, 3 de 5. Pe noi ne interesează să numărăm cât de 5 adăugăm. Deci... Fii atentă ce șmecherii suntem, ușor, ușor, aproape să descoperim formula. Dacă ai exemplu, să vadă prietenii noștri, 17. 17 este egal cu 2. 2 plus? Plus 3 ori 5. 3 ori 5. E convins pe ei acum. N-au nimic de comentat că este adevărat. Atenție, când ai zis A3, a fost egal cu A1 plus 2 de 5. Când ai zis A4, face A1 plus 3 de 5. Știi tu cine ar să fie A5 deodată? A5 deodată? Da, A5. Deci gata, știu. Ia să văd. A5 este egal cu 20, adică 22 este egal cu 2 plus 4 ori 5. 4 de 5, sigur că da. Asta e. Deci deodată zicem A5, al cincilea termen. A5 egal cu? A5 egal cu? A1. 10. Okay. Deodată zicem A1 plus 4 de 5. A1 plus 4 ori 5. Foarte tare. Poți să-mi scrii și pe al... Și în paranteză scrie prietenilor noștri, că nu-i adică 22. Da. Este egal cu 2 plus 4 ori 5. Corect. Deci vine 2, 3, 4, 5 și până la așa. Foarte tare. Deci la al cincilea, lui A1 îi aduni 4 de 5.
La al șaselea. Ia să vedem dacă e prins șmecheria. Al șaselea. Al șaselea este egal cu A1 plus 5 ori 5. Corect. Și verificăm. În paranteză am 27 este egal cu 2 plus 5 ori 5. Corect. Al șaptelea, cât ar, cum ar suna al șaptelea? Al șaptelea? Al șaptelea ar suna A1 plus 6 ori 5 și ca să vă convingeți avem 32 este egal cu 2 plus 6 ori 5. Perfect. Dar al 10-lea, hai să sărim o dată. Al 10-lea, cum ar arăta? A indice 10. O scriu aici. 10. Da. Al 10-lea. Da. A 10 scriu este egal cu A1 plus da. Stați să mă gândesc 6 9 ori 5, corect. Plus 9 ori 5, bravo. Plus 9 ori 5, scrie acolo. De exemplu, dacă aici e 7, aici avem 2 plus predecesorul, cel mai mic. Așa, asta e șmecherea, asta am vrut să spun. Deci el cu o unitate mai mic decât indicele. Da. Dacă la 10 înseamnă 1 plus câți? A 1 plus? Plus 9 din spate. 9 ori 5, corect. Și avem... Al 10-lea, că nu știi cât faci, trebuie să-l calculezi. Da. A indice 10 egal cu? A 10 egal cu 2 plus 9 ori 5. Așa? Și atunci al 27-lea. Opa, gata, așa este. A indice 27, scrie el. Deci, stați puțin că... Stați că am un mesaj. Al 27-lea, când ne-a cerut, este da. A27, este A1 plus 26 ori 5. Corect. Adică... Și cât e el? Cât e el? Adică... 2 plus A27 egal cu A indice 27. A27... Este egal cu 2 plus 26 ori 9, nu știu dacă, ori 5. Ori 5. Ia mulțește 26 cu 5 și spunem rezultatul, că vreau să văd exact cât este numărul. Ca să vedeți dacă... Da. Deci am... 5 ori 6, 30. A, așa, 5 ori 6, 30, 0, 3 în minte, 2 ori 5, 10... Și cu 3 din minte, 13, 130. 132, că și 2 ăla, nu? Plus 2, da, plus 2. Așa, deci de pe poziția respectivă, al 27-lea, scrie acolo că este egal cu 132, da? Da. Al 27 este egal cu 132. Da. Acest lucru ne l-a cerut autorul. Îți dai seama că ea calculează și pe A indice 115. A indice 115, adică al 115-lea în cârdul ăsta, în înșiruirea asta, acolo e bine, A indice 115. A 115? Da. Este egal cu A1. Da. Plus 114 ori 5. Corect. Și egal cu? Și egal cu, în paranteză, cât e el? Nu. De acum nu mai punem paranteză. Egal, că e acolo, îl găsim complet. Egal. Egal cu A115. Nu. Dacă spui egal, nu mai spune 100. A plus 2 plus? 2 plus? 114 ori 5. Exact. Și facem și calculul acolo sus deasupra, 114 ori 5.
Aici, Da. 145 și am 5 ori 4, 20, 0, 2 în minte. 5 ori 1, 5 și cu 2 din minte, 7 și 5 ori 1, 5 5, și am 570 și cu 2 din minte, 572. Deci răspunsul este egal cu 572. Deci noi putem găsi orice termen din înșiruirea aceea, fiindcă am reușit să punem la punct o formulă șmecheră, foarte șmecheră, și o să scrim chiar, este Da. rezultatul cercetării noastre. Da, A indice N, nu știm ce N, un indice acolo, 100, 700, 900, nu are importanță. Descrie A indice N, A indicele N. Litera N, mic. poți să șterg aici? Nu șterge, că eu vreau să mai discutăm ceva. E Aici, tema, aici e facem. primul exercițiu. Hai, șterge acolo. Adică de aici începe ce am făcut. Da. Ah, n-am mutat. Vreți să scriu cu litere? Nu. Scrim A indice N, nu indice N în cuvinte, ci A, Ok. cum am zis, A1, A2, A7, deci A și N mai micuț lângă A, jos acolo. A indice N, așa? Nu se vede? Așa, acum. A indice N. Ai zis bine, foarte bine. Bravo, corect, corect. A N. Alienelea, adică al treilea, al șaptelea, al nouălea. Deci ai zis A indice N. Scriu A normal, așa? Deci A mic de mână, cum ai scris până acum. Cum era scris, era foarte bine. Nu trebuie mare, A mare de mână. Deci, cum ai scris mai devreme, era perfect. Așa, A, indicele N, egal cu A1, A indice 1, adică primul, A1 plus 2 plus plus N minus 1, cu 1 mai puțin. dacă este nu este să predecesorul lui Ioan, Predecesorul lui N. N deci minus 1. minus 1 În paranteză N minus 1. Că el N minus 1 așa trebuie înmulțit cu. ori din cât în cât sunt ei. Că Hai să zicem. nu va fi mereu ori 5. Sigur că ori R, rația. Ori R. Dar notează, în paranteză scrie R egal rația cu care crești, nu? Termene. R egal rația. R egal rația, da? Adică să înțelegem ce e R ăla. R poate să fie cum a fost în exercițiul nostru 5, cum a fost în alte exerciții, poate să fie 2, 3, 7, 9. Această formulă încadrează, că este cea mai deșteaptă formulă pe care am găsit-o în Alina, ultima vreme. Și alienelea, indiferent cât care o fie el, este A1 plus N minus 1 rații. acum se dă mai aproape. Da, foarte bine, foarte, foarte. Alienele egal cu A1 plus N minus 1 rații. Unde R, acela este rația. Foarte bine scris și corect și frumos. Te felicit. Uite, aș vrea să mai purtăm un pic de discuții. Ce crezi tu? Dacă eu ți-aș fi dat formula asta, puteam să încep așa problema. Uite, există o formulă care e așa. Alienele egal cu A1 plus N minus 1 rația, unde rația e cu cât cresc ei, nu știu ce, A1 e primul termen Nu și nu știu. înțelegeam nimic. Adică Absolut. o învățam ca pe poezie, dar eu nu o înțelegeam. Asta Așa am aflat-o împreună, făcând exerciții. e extraordinar. Asta e matematica care trebuie făcută. Nu
nu dă niște formule pe tablă pe care tu, elev, trebuie să le înveți. Și tu nu înțelegi nimic. Azi înveți o formulă, mâine ai uitat-o. Păi mi-ai înveți o altă formulă și ai uitat-o. Și nimic, nimic, te trezești la sfârșitul anului că, sau la sfârșitul, nu, la sfârșitul săptămânii, că de fapt te-ai dus degeaba la școală și n-ai făcut nimic. Am să spun așa, că eu am pățit-o. De ce fac în felul ăsta? Deci, totdeauna școala peste tot s-a făcut în varianta asta, așa, mecanic, fără să meargă pe culoarul ăsta pe care îl prezint eu. Ei, eram în clasa 10 și s-a făcut o parte din matematică, care se chema într-un fel anumit, trigonometrie se numea, și am făcut o jumătate de an și la sfârșit m-am zis eu într-o duminică, atenție, nu îmi spusese nimic vreodată să fac chestia asta, dar eu m-am întrebat, măi, am fost eu la școală o jumătate de an și ce am văzut? Am învățat niște formule acolo, da, și m-am gândit dacă știu vreuna din ele și nu știam niciuna. Și am, cu lacrimii în ochi, îți mărturisesc că m-am apucat, era într-o duminică dimineață, la țară acolo cu greutății și cu toate problemele care erau la țară și mie nu mi-a mai trebuit să mă duc, să ies, să mă duc, mă întâlnesc cu colegi, prieteni, nu am știut, atât am fost de supărat că eu degeaba m-am dus la școală. Și atunci am luat cartea și în carte am luat rând cu rând, citind cuvânt cu cuvânt și frază după frază și ce găseam, nu erau scrise toate, erau sărite etapele, le-am dedus eu, le-am demonstrat. Cam cum am făcut formula asta acum la tine. Cum am făcut formula asta, cum am descoperit, așa am descoperit eu. Și cum am descoperit atunci în perioada, la momentul acela, așa am predat-o ca profesor și am predat-o de fiecare dată. Și atunci am înțeles că matematica trebuie făcută așa. Nu în bătaia asta de joc care se întâmplă peste tot. De ce copiii fug din școală? De ce? Pentru că ei nu sunt antrenați să descopere, să înțeleagă fenomenul ăsta. Cât de mare bucurie este pe tine când ai pus tu la punct formula. Când ai văzut tu că se adună 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, la al șaselea se adună 5 de 5 și ai zis, hop, am văzut acum cum se leagă. Eu puteam să dictez, puteam să pășesc câțiva pași. Dar acest lucru făcut nu face decât să te depărtezi de matematică și să spui ce rost are că tot nu înțeleg nimic. N-are rost nici să mă duc la școală. Pierd timpul degeaba. Asta e drama mare, da? Ei, de aceea eu rămân tot timpul foarte trist pentru că sunt atâția copii care nu știu de prof online, care nu știu să ajungă acolo, pentru că aceste lucruri, ele sunt făcute. Deci la prof online, acolo la clasa a 5-a, unde sunt vreo 200 și ceva de lecții, 300, nu știu cât sunt acolo, ele sunt făcute așa în varianta asta. Deci cât de curând vei descoperi că te poți descurca singur fără niciun ajutor. Sigur vei reuși. Haideți să mergem și la punctul B. Mai departe, punctul B. A, da. Punctul B, asta să-l văd. A, nu. B era, aflați termenul de pe locul 27, C acum. C-ul, da. Și atunci, asta nu o șterg, o scriu aici. Așa. De asta mai rămâne puțin. Că o să, la ce avem nevoie de ea. Ce? La ce zice, calculați suma primilor 15 numere, nu termeni. Așa. Păi atunci, noi știm doar cei primii 7. Atât da, dar noi putem lua pe primii 3 din experiența care o aflăm, putem să plecăm doar cu 3 ca să anunțăm, nu? Deci calculați suma 2 plus 7 plus 12. Deci. 2 plus 7 plus 12. O scriu direct sau scriu 2 plus 7 plus 12? Nu, plus puncte. Ah.
Că zice până la 15 se duce. Plus puncte, puncte, plus 15. A, nu, nu e 15. Ai 16? Ai indicii 15, adică al 15-lea. Vezi, încă o dată, ia ce spune Ghești, încă o dată spune. Citește-l cu atenție. Deci, zice, calculat suma primilor 15 termeni. A, 15, deci până la al 15-lea. Al 1-i 2, al 2-lea este 7, al 3-lea este 27 și al 15-lea, dar nu știi acum. Trebuie să-l descoperi, însă tu ai șansa să spui. Al 15-lea, ăsta care îmi cere, din nu-l știu, este egal cu, de desubt, calculează-l. Deci scriu, fac pur și simplu suma Gauss? Nu, 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 păi nu poți face suma Gauss, că nu-l ai pe al 15-lea. Tu nu știi cine este ăsta. Știi, în sumele care le-ai făcut tu... Adică, gata, m-am prins, al 15-lea număr, nu 15. Așa, al 15-lea, când stați într-un rând, când stau copiii în rând, așa zice primul, al doilea, al treilea, al 15-lea. Da. Al 15-lea este Gigel, dar acum noi îl calculăm pe Gigel. Zicem, al 15-lea este egal cu... Al 15, A5. A indicii 15. Așa. Egal cu? Și calculăm ca aici. Exact, exact. Atunci, haideți să plecăm de la 10. Păi cât? Al 15 egal cu cine? Ca formulă? Ai deasupra... Gata. Sigur că da. A15 este egal cu A1 plus... 14 ori 5. Corect. Și egal cu? Și egal cu... Și fac 14 ori 5. Corect. A, nu plus 2? Nu. A 1 e 2. Sigur că da, e 2. E Da. Și atunci o să am 2 plus 14 ori 5 egal cu... 45, 20, 0, 2 înainte, 1 ori 5, 5 cu 2 înainte, 7, 70 plus 2, 72. 72. Deci acolo în suma aceea, în loc de A15 plus 72, zici. Deci în loc de... Da. 2 plus 7 plus puncte, puncte, plus 72. Și acum putem să facem suma Gauss, nu? Sigur că da. Și atunci am primul, 2, plus ultimul, 72, ori numărul lor și numărul lor este 72 minus primul, 2, împărțit la din cât în cât sunt ei, sunt din 5 în 5, așa, și am, fac paranteza, 72 minus 2, 70, 70 împărțit la 5, 14. Că e 14. Da. Și atunci o să am aici ori 14. Nu, păi, numărul lor este cu 1 în plus. Că după ce ai făcut chestia asta, știi că trebuie să aduni plus 1 ca să prinzi și pe primul. Deci câți? A, păi da, eu scriam, după 14 scriam împărțit la 2 plus 1. Deci numărul lor trebuie să-l afle. Da. Numărul lor care este? Numărul lor este așa, ai scăzut din 72 pe 2. Pe 2 și eu făceam plus. Și împărțit la 5. Și împărțit plus... la 5 și atât făceam. Și apoi la final... Nu, e plus 1 aici, că numărul lor e cu 1 în plus față de... Atunci am greșit tot. Ai greșit în negreșitile tale, da? Da. Ai... Bine că, uite, suntem acum, deci aici e plus 1. Și uite, vezi ce înseamnă că tu nu ai înțeles de ce adunăm 1. Vrei să facem asta, să înțelegem bine de ce adunăm 1? Că eu am sesizat așa, că era mecanic, că acest plus 1 nu știai când să-l aduni. Acum, când împarți la 5 sau după ce împărțeai și la 2 și pluseai plus 1. Vezi? L-ai pus într-un loc în care nu ți-a fost clar.
Dar să terminăm exercițiul și insist acum de ce adunăm plus 1, da? Să terminăm exercițiul și o să-ți arăt de ce plus 1 acum. Deci acolo nu mulți cu 14, ci mulți cu cât am spus, cu 15 și împărți la 2. Și egal cu? Egal cu 74 ori 15 împărți la 2. Păi și pot să fac 15 împărți la 2. A, nu, nu pot, nu pot să fac, nu pot să fac. A. Și atunci o să fac 74 împărți la 2. Corect. Cred că da. Și atunci aș avea 7 și 37. Da. Ori 15. Ori 15. Egal. Ia să fac eu aici. 37 ori 15. Și am 75, 3 în minte, 5 ori 3, 15 și cu 3 din minte, 18, 1 ori 7, 7, 1 ori 3, 3, 5, la unități, am 15, 1 în minte, 4 și cu 1 din minte 5, am 555. Deci ăsta este rezultatul. Alesia, ori de câte ori, ori de câte ori, ceva nu ți este clar, foarte clar, trebuie să insiști. Eu sigur că fac efortul să sesizez când ție ceva nu ți-e clar. Dar tu trebuie să faci asta în mod deosebit. De ce să adun eu unul acum? Care-i motivul? Și hai să luăm, șterge unde ai făcut înmulțirea acolo. Deci șterge spațiul acela și vreau să insistăm. De ce se adună unul? Așa, șterge cu... Aici nu văd, nu? Se vede foarte bine acolo. Deci acolo se vede. Nu șterge jos. Aha. Nu șterge jos, numai acolo. Ok, aici atunci. Nu este suficient spațiul ăla. Ok. Atunci. Așa, foarte bine e. Încadrează așa, ca să ne lăsăm spațiul ăla și acolo lucrăm. Deci vreau să scrii primii termeni ai șirului, primii trei termeni. 2, 7 și 12. Oare? 2, 7 și 12. Câți termeni sunt acum aici? Îi vedem. 3 termeni. Prin formula noastră, ca să aflăm numărul termenilor, scădeam din cât? Din 12 pe 2. Ia zici, numărul termenilor. Scrie NR. Numărul termenilor egal cu... R egal cu numărul lor. Da, egal cu ultimul, adică 12. Da. Minus 2. Totul de împărțit la... Împărțit din cât în cât. Da, la 5, nu? Împărțit la 5. Plus 1, zic. Plus 1, că altfel ia fă împărțirea. 12 minus... Minus 2, 10 împărțit. 10 împărțit la 5, 2. Plus 1, plus 1, 3. Acum trebuie adunat plus 1. Acum. Pentru că în clipa în care am scăzut din 12, insist acum, când am scăzut din 12 pe 2, ne dă 10 și când împărțim la 2, ne dau două intervale. Atâta. E vorba de 2 creșterea. De la 2 la 7 și la 7 la 12. Deci spațiile acelea de unitate, spațiul dintre ele, dintre 7, spațiul dintre 7, dintre 2 și 7 și până între 7 și 12. Dar de ce împărțim la 5? Care e motivul? De ce să împărțim la 5? Asta înțeleg, fiindcă e din 5 în 5. Dar nu ți-e foarte clar. Hai să fim sinceri. Să fim sinceri.
Și eu vreau să insist pe asta, să înțelegi și mai bine. Aș vrea să scrie așa. 2, scrie de sub 2, 3, 4, 5 până la 12. Deci pe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fel cu altă culoare. Pe 12, 7 fel cu altă culoare. Așa până la 12, inclusiv până la 12. Deci pe 2, pe 7 și pe 12. Vezi tu că noi în șirul pe care l-avem nu avem decât 2, 7 și 12. Dar îi pierdem. Pe ce ne-am pierdut? Îi pierdem pe 4, pe 3, 4, 5 și 6. Deci 3, 4, 5 și 6. De la 2, așa, nu? Tu de la 2 ai spus 3, 4. 3, 4, 5, 6. De la 7, 8, 9, 10, 11. Ei, ăsta e motivul. Faptul că îi pierdem pe acești câți termeni? 4 parafi, nu? Da. 4. Dar, practic, e și distanța până la 7. Și deci, de la 2 până la 7, inclusiv, sunt 15, sunt 5. Pe urmă, iarăși, încă 5. Și de ce noi împărțim la 5? Pentru că, atenție, pentru că noi pierdem pe aceștia care nu sunt. Nu? Că șirul cum era deasupra? Era 7, 12, nu, 2, 7 și 15. Da. Și pe cei care îi pierdem, trebuie să-i scădem, să nu-i luăm în seamă. Și de ce sunt parte la 5? Deci, faptul că ei sunt pesărite și sunt o parte din ei care nu există în șirul ăsta, că în mod normal, dacă șirul ar fi fost din 1 în 1, toți termenii șirului, ar fi avut și pe 3, și pe 4, și pe 5, și pe 6. Dar ei nu sunt. Abia al 7-lea e cel care mă interesează. Abia pe urmă al 12 e cel care mă interesează. Încă peste 5. Deci, de la plecând de la 2, până ajung la 7, eu am spații, câte spații am? Am 5 spații. 7 minus 2 fac 5. Cele 5 spații înseamnă aceste numere pierdute. Am împărțit la 5, deci. Deci de ăsta e motivul, da? Că sunt 5 spații. De la 2 la 3 e un spațiu, de la 3 la 4 un spațiu, la 4 la 5 o unitate, la 5 la 6 unitate, la 6 la 7 unitate. Deci sunt 5 unități. Că 7 minus 2, fac 5, da? 5 de al de 1. Și eu de aceea împart la 5, pentru că i-am pierdut pe cei care erau între 2 și 7. Că nu iau pe toți din 1 în 1, ci iau pe sărite. Și 12 minus 7, toți 5. Tocmai. Și tot așa. Tot același motiv. Deci acum ai înțeles de ce noi împărțim la 5? Da. Deci, noi ce facem? Din 12 l-am scăzut pe 2, din ultimul da. Scăzut pe 2, ne-a dat cât? Ne-a dat 10, am împărțit la 5 și am găsit două astfel de intervale. Împărțit la 5 ne-a dat 2, dar nu doi termeni sunt în șirul ăsta, 2 plus 1, pentru că e de la 2 la 7 și la 7 la 12 și sunt două spații de cele mari, de câte 5 unități spațiile. Și acum când vrem să aflăm câte numere sunt, apoi noi numărăm și pe 2, da? Adică începe numărătoarea cu 2 inclusiv, nu numai cu spațiile alea create. Spațiile create sunt acum din 5 în 5, sunt două spații, de aceea ne-au dat 2, 12 minus 2 fac 10 împărțit la 5 fac 2. Și de ce zicem aici 2 plus 1? Cu 1 în plus, aici avem pe 1. Mai luăm așa. Ia scrie de sub 2 până la 32. 2,
2, 7, 12. Scrie din nou șirul următor. Da, doi, din 5 în 5. Tot din 5 în 5, da, din șirul nostru. Noi ne jucăm cu șirul nostru ca să înțelegem bine pe el modelul. Opa, cu ce scriem? 2. 2. Da. 2, 3, 4. Nu. Din 5 în 5. 2, 7. 2, 7, 12. Da, 2, 7, 12. 12, 17. Așa, 22. Stop. Hai să vedem câți termeni sunt acum. Dacă tu îi numeri la mână, câți termeni sunt? 5. 5 termeni, dar se face prin formulă. Din 22 scădem. Deci prin numărul lor. Hai să scrii nr, matata, egal cu. Nr, așa. Și ultimul, 22. Da. Minus primul, 2. Da. Împărțit la 5. Da. Plus 1. Aici, plus 1, da. Și ia să vezi dacă așa este. Și atunci am 22 minus 2, 20, împărțit la 5 plus 1, îmi dă, aici îmi dă 4, plus 1, 5! 5? Vezi cât e de deșteaptă formula? E perfectă. Deci, descădem din ultimul ușă, împărțim la din cât în cât sare ei, la rații, cum spunem noi în limbaj matematic, și aici adunăm plus 1, da? Plus 1 acum. Hai să mai vedem și până la 32. Deci, scrie din nou, ca să prietenii noștri să convingem din nou. Deci, 2, 7, 12, scriem din nou șirul. 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32. 20, mai... da. Câți sunt termeni acolo? 7. Sunt 7 termeni. Ia să vedem dacă așa... 32, primul, numărul lor, minus 2, împărțit la... 5 plus 1. Așa. Și atunci am 30 împărțit la 5 împărțit la 5 plus 1. Și atunci am 30 împărțit la 5 care dă 6. Am 6 plus 1, 7. Perfect. Deci am înțeles ușor, ușor. Aveți, trebuie să muncim, trebuie să depunem efort până când înțelegem plus 1 ăsta unde îl adunăm. Că tu ce ai făcut în sumă? Ai făcut așa, suma egal cu primul plus ultimul, iar la numărul lor, ai greșit la numărul lor, că n-ai adunat plus 1 acum. Mi-arăți cum ai făcut, da? Da. Deci împărțit la cât ai zis? Deci am făcut... primul, 90, plus 506, ori da. Numărul lor am făcut minus 90 împărțit la 2, atât, și apoi ori 208 împărțit la 2 plus 1. Nu, plus 1 la numărul lor trebuie adunat. Acum ai înțeles, da? Acum am înțeles. Da, plus 1 la numărul lor. Acolo da. Se adună plus 1. Deci ai greșit la numărul lor. Numărul lor a fost cu 1 mai puțin și dacă le-ai adunat la sfârșit, nu am mai avut niciun rost, pentru că suma s-a modificat cu 1, nu cu numărul lor, care are o influență mare la mulțire acolo. Când zici primul plus ori numărul lor, ori numărul lor, acolo este esențial contribuția. Plus 1 la sfârșit? Nu. Nu. După ce ai împărțit la 2 plus 1? Nu. Nu. Pentru corectitudine, refaci greșițile doar la numărul lor acolo. Ok. Se schimbă da. Tot oricum. Știi de ce? Pentru că așa ți se întepărește în minte, spui,
Nu mai uiți tu alesia niciodată, în viața ta nu mai uiți. Și am înțeles de ce aici plus 1. Pentru că în momentul în care scad din primul pe ultimul, găsesc doar spațiile și împart la, găsesc spațiile, numărul de spații, dar când spațiile acelea sunt mărginite la început cu un prim element care trebuie să-l număr. Și de aceea încep cu el. Și spațiile, două spații se umplu cu trei termeni. E primul și ultimul și ăla din mijloc. Iar tu când scazi, obții două spații, da? Deci două intervale. Iar cele două intervale au un prim element cu care începi și un ultimul care sfârșești. Și ăla de la mijloc. Deci sunt trei elemente. Trei termeni. Nu doi, cât îți ies la împărțire. Da. Și acum să vedem și punctul celălalt. Alesia? Da, dar stați. Acum că mă... nu mai e alt punct. Uite, facem noi șterge deasupra și spune să se calculeze suma primilor 23 de termeni. Deci unde să șterg aici? Deasupra. Da. Formula lasă-ți-o. Formula nu o să șterg deloc. Sigur că da. Atunci ați spus... Și cei ce am lucrat ca exemplu în dreapta, șterge și acolo. Okay. Exemplu, da, șterge și acolo. Să mai pun puțin să o vedeți. Atunci avem punctul D. Da. Așa. Să se calculeze suma primilor, spune așa, S indice 23, S, adică suma celor 23, S indice 23, S indice 23, egal cu. Adică suma primilor 23. Așa, văd. Dai, fără A indice. Numai indicele 23. Fără A. Așa. S indice 23 înseamnă suma primilor 23 de termeni. Ok. Ar însemna 2 plus 5, nu, 2 plus 7, nu? Scrie 2 plus 7 plus... Ar însemna 2 plus 7 plus... A 12. Da, plus puncte, puncte și mai departe. Plus puncte, puncte, plus S 23. A indice 23, adică al 23-lea termen. A indice 23. Da, deci acela de pe locul 23. Și calculează-l acum, că tu nu știi. E corect, da, am văzut, e perfect. Deci... cum am făcut și la celălalt, facem A indice 23 este egal cu A1, da, plus 22 ori 5. Corect. Și egal cu? Și egal cu. Și calculez așa 22 ori 5. Dar stai să și scriu, adică nu, fac așa 22 ori 5 și 110, da, plus 2, da,
112. 112. Așa, și atunci A indice 23 este egal cu 112. Și atunci scriu din nou, nu, scriu din nou 2 plus 7 plus 12 plus puncte, puncte, plus ca, A indice 23 care l-am aflat și este, este 112. Da. Și atunci aflăm 2, adică primul, plus ultimul, 112, ori numărul lor. Numărul lor este egal cu ultimul, 112, minus primul, în paranteză, împărțit la 5, plus 1. Așa. Și atunci am 112 minus 2, 110, împărțit la 5 plus 1. O să fac 110 împărțit la 5. A, 22, cred, plus 1, 23. Ori 23 împărțit la 2. Așa. Și acum am 2 plus 112, 114, ori 23 împărțit la 2. 23 împărțit la 2 nu se poate, cred că dă cu rest, așa că o să fac 114 împărțit la 2. Cred că dă, cum ar fi, îmi imaginez că o fac la bară. Da. Și am 114 împărțit la 2 și iau prima dată 11 și pun, nu. Ba da. Deci, ai zis 11 și mergi de câte ori, de 5 ori, nu? 5 ori 2, 10. Deci, merge de 5 ori, 5 ori 2, 10. Scad și 7. 7, corect. Așa. Ori 23. Și o fac aici. Ori 23. Și am prima dată. Încep cu 3. 7 ori 3, 21. 1, 2 din minte. 5 ori 3, 15. Și cu 2 din minte, 17. 2. 2 ori 7, 14. Asta îți pun un 0. 14, 4. Țin 1 în minte. 2 ori 5, 10. Și cu 1 din minte, 11. Trag linie, scad. 1, aici îmi dă 11. 3 și 1. Egal cu 1311. Deci suma celor 23 de termeni este așa cum ai văzut, 1113. Șterge și acum să facem o regășiție tot acolo, deasupra, între formulă. Exact, exact, ce ai lucrat acolo și facem un, propun un alt regășițiu. Și cred că ștergi și mai jos un pic, ca să-ți faci spațiu mai bun de lucru. Ai spațiu, ai spațiu suficient. Suntem în același context, în aceeași șir de termeni, cu exact din 5 în 5. Și să zicem așa, este indice 17, să se rezolve, da? E ok până unde am șters. Da, da. Așa. Așa. Deci, cum a zis, S indice... S indice 17. S indice 17, da, așa. Foarte bine, da. Plus 2 ori X... 2 ori x. Uneori, dacă scrii numai 2x, înseamnă 2 ori x. Înțelegi, da? 2 de x. Fără să mai pui punctul.
se subînțelege la matematică dacă pui 2 punct x, adică 2 înmulțit cu x, sau simplu x-ul lipit de 2, adică 2 de x. Păi, nu se înțeleagă 2 de 2 ori x, adică x plus x, nu ori. Păi tot același lucru, că x plus x înseamnă 2 de x. A, nu? Stați că e 2, a, da. Deci este același lucru. Da. Deci așa să scrie ca să nu pierdem spațiul și nu se mai pune punct, ci pur și simplu 2 lipit de x. Așa, 2x, perfect. La aceeași mărime, x-ul la aceeași mărime cu 2-ul, da? La aceeași nivel. Așa, 2x este egal cu x plus ies indice indice 30. Nu, ies indice 20. Așa. Ies indice 20. Unde ies înseamnă suma celor 17 sau ies a celor 20, da? Să dăm drumul la drum. Păi. Mai întâi ar trebui să calculăm indicii 17. Corect. Și urmă ies 20. Și atunci o să scriu, da, exact. Și scriu S indice 17 este egal cu A1 plus 16 ori 5. E bine? Este indice 17? Nu, este suma celor 17. Este A1 plus A2 plus puncte, puncte până la A indice 17. Suma. Deci este A1 plus A2, al doilea, adică plus al treilea, plus puncte, puncte și mai departe, plus A indice 17. Unde A1 știi că este 2, celălaltul este în cazul nostru, nu? Deci de sus ar fi egal cu 2 plus 7 plus ies indice 17 egal cu 2 plus 2 plus 7. Da. Plus 12 plus puncte puncte. Așa, și nu știi pe al 17. A, 17, da. Și al calculez. Nu mai scrii încă o dată că să-l scrii ca valoare, ca număr. Și îl calculez. A indice 17 egal cu? A indice 17 este egal cu A indice 1 plus 16 ori 5. Da. Egal cu 6 ori 5, nu, deci 30, 0, 1, minte. A, 30, 80. 80 și cu 2? 80. 2. Deci A indice 17 este 82 și atunci am 2 plus 7 plus 12 plus 82. Da. Trebuia să scrii sus acolo, știi, la al doilea ies, știi, dedesubt. Eu ți-am spus să mai scrii plus, cât să fie ultimul termen era 82. Ca să nu mai scriem încă o dată. Tot insistam să nu pierdem mult timp. Dar acum îl calculez concret cât îți dă suma acum. 2 plus 82 ori numărul lor este 82 minus 2 părțit la 5 plus 1, adică 80 împărțit la 5 plus 1 și 80 împărțit la 5 dă 16 plus 1, 17 ori 17 aici. Dar câți termeni, să cât am zis eu, să indice? Să indice 17, nu? Suma? Da. Păi, dar cât e numărul lor? 17. Că dacă e suma celor 17, e clar că numărul lor e 17. Nici nu merita să mai pierzi timp. Da? Deci egal mai departe cu 84. Da.
17 împărțit la 2 nu se poate, așa că o să fac 84 împărțit la 2, care dă 42, ori 17. Deci 14, 4, 1 în minte, 28, cu 4 din minte, 32. 1 ori 2, 2, 1, 4. Aici e 0. 4, 4, 7. Și acum să calculăm pe... Așa, pe deci... S20. Corect. Scrie sus, IS 17, cât ai găsit ca răspuns. IS indice 17, cât ai găsit. Egal 744. Tu ștergi ce am făcut aici? Sigur că da. Deci suma celor 17 termeni este așa cum ai spus acolo. Și acum ne ocupăm să găsim suma celor 20. Așa. Deci S20 da. Este egal cu S, nu, egal cu A2, anu A1 plus A2. Nu. Sigur, sigur, A1 plus A2, corect, corect. A1 plus A2 plus puncte, plus puncte, A2 plus A3 plus puncte, 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 puncte plus S20. Nu S, A. A20. A20. Da, suma lor. Suma celor 20. Și egal acum cu 2 plus... Locuiești pe primul termen. Egal 2 cu 2 plus 7 plus 12 plus puncte, 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 puncte plus A20. Nu mai scrie A20, nu mai scrie A20 că îl calculez. Plus... Okay. Așa, plus... Și îl calculez. S20 este egal cu A indice 1. Nu mai scrie, nu mai scrie încă o dată. Nu mai calculez pe al 20. A indice 20. Îl calculez ca să-l înlocuiești acolo sus. A indice 20 este egal cu? Este egal cu A1. Nu, nu, nu. Da, da, da. Dar scrie A indice 20. A indice 20 este egal cu? Da? Cu A1 plus? Plus 19 ori 5. Corect. Cât? 97. Perfect. Și acum acolo unii ți-a rămas plus și n-ai pus termenul, că ai șters. Pune 97. Și acum calculăm suma aceea. Deci egal cu... Egal cu 2 plus 97... Ori numărul lor este 97 minus 2. Împărțit la 5 plus 1. Și am 95 ori 5 împărțit la 5 plus 1. Și am 19 plus 1, 20. Ea l-a deșteptat. Că ai suma celor 20. Deci numărul lor e 20. Ce să mai muncești? Așadar, în suma de sus, era primul plus ultimul, adică 2 plus 97, ori 20. Nu că ți-am spus suma celor 20. Deci știi câți 20 de termene.
Da? Părțile a doi. Corect. Am 99 ori 20 împărțit la 2 și o să fac o să fac 20 împărțit la 2 10 și o să am 99 ori 10 este egal cu o să păstrez 99 și adaug 0. Corect, 980. 90. Așadar, hai să ne întoarcem la exercițiul nostru. S20 egal cu 990. Ștergem, că am calculat și așa să sumă. Și ne ducem la exercițiul care... Și care acum scriem 744, adică S17, plus 2 ori X, adică 2X, este egal cu 990. Ce plus un X? Ce? Nu. Era și un X. Egal cu un X plus un X. A, cel de aici. Da. Păi scrie greșitul cum se l-a dat. Plus 990. Nu l-am văzut. Așa. Aș putea să scriu... ...3X... Sau nu pot? Nu, păi da. Nu-i... E după egal. E după egal. Și atunci să scădem un X din stânga și în dreapta și pune o bară în dreapta, dincolo de numărul acesta, așa, pune o bară verticală, pe lângă număr, micuț, așa, micuță, și scădem un X, deci minus X, adică minus un X și din stânga și din dreapta. Deci minus un X. Ce facem? Scădem X-ul și din stânga și din dreapta și copiem 700 sau ce este acolo? 800... 744. Plus 2X, cum era? Plus 2X. Scrie 2X minus X. Minus X, minus cum am propus. X egal. Egal cu X plus 990 minus X. Corect. Și acum X minus X fac 0. Deci x-ul ăsta minus x din partea dreaptă a egalului. Din deci partea dreaptă. Și rămâne un plus x. Un singur x. Că 2x scăzut un x face un singur x. Nu? Egal. Da. Egal. Egal. Deci, păi și cu 2 ce s-a întâmplat? Păi da, cei 2 de x au fost x plus x. Și un X s-a scăzut un X. Ca și cum ai zis, două mere scăzut un măr. Două mere scăzut un măr, rămâne un singur măr. Rămâne un singur X. Nu? Egal. Nu ți-e clar aici. Mai insist un pic. Te-am rugat ca acolo unde nu ți este clar să insiști. Nu mi-e clar și vă rog să mai insistați. Deci, prin 2X, ce înțelegem noi prin 2X? X plus X. Da. S-2 de X. Și pe urmă a urmat minus un X. 1 din x cu minus x a făcut 0, ca și cum ai zis, 2 minus 2, 7 minus 7 face 0 și a rămas un singur x. Da. Da? Deci 2x minus un x face un singur x. 2 mere minus un măr, un singur măr. Da. Tu ești nemulțumită că 2 acela nu știu unde s-a dus 2, nu? Ba, nu, am înțeles. Deci cei 2 de x înseamnă așa, x plus x. Și minus x-ul, scăzând pe x-ul acela, 1 din x cu minus x a făcut 0. Și a rămas un singur x. Și atunci vine 700, nu știu ce, plus un x egal cu... În dreapta, hai să urmărești în dreapta ce s-a întâmplat. X minus x, x minus x face 0 și a rămas numai numărul. Așa, atunci x egal cu 990. Corect. A, păi atunci știu să-l aflu. X este egal cu 990 minus 744. Da. X este egal cu 0 minus 4 mi se poate mă promot 10 minus 46. Nu pot așa. Așa, de 0 minus 4 mi se poate mă promot 10 minus 4, 6, 0... 8, 4, 2. 246 este X.
Și cu asta am rezolvat Egeșițiu. Ia să vedem, Alesia, ce am urmărit, ce crezi tu că am urmărit în Egeșițiul ăsta care s-a propus? Este indice 17 plus 2x egal cu x plus este indice 20. Povestește tu ce crezi că am urmărit eu prin Egeșițiul ăsta. Care a fost? Ați urmărit să văd dacă mă descurc să calculez S indice 17 și S indice 20. Perfect. Ca să deci pot să fac după urmă exercițiu să rezolv. Exact. Și la S 17 era vorba de adunarea celor 17 termeni. Deci numărul lor este cunoscut, că aici e șmecheria. Când zici suma celor atâția termeni, acelor 17, 20 termeni, știi câți termeni sunt. Și în clipa în care calculezi suma, primul plus ultimul, ori numărul lor, numărul este dat chiar de indicele sumii. Ai văzut că așa s-a întâmplat. Da. O dată a fost 17 și altă dată a fost 20 la numărul termenilor. Deci, foarte important, am descoperit și clar numărul termenilor cum se află, știam formula, primul minus ultimul, împărțim la, din cât în cât sarie, adică la rații, cum zicem în limbaj matematic, și plus 1. Și acel număr coincide exact cu indicii de la S. Dacă e S 17, apoi 17 odată. Dacă S este indice 20, adică suma celor 20 de termeni, atunci indice, numărul lor este 20. Așa cum ai spus, ai spus foarte bine că am urmărit să calculez cele două sume. Alt lucru pe care l-am urmărit eu în Egeșițiu. După ce am găsit S 17 și S indice 20, am urmărit încă un lucru important. Ți-am pus 2x într-o parte și în cealaltă parte. Am vrut să văd dacă tu descoperi ce înseamnă 2 de x, adică un x plus un x. Da? Deci indicele acelea din față se cheamă coeficient. Îmi indică cât sunt. Dacă ar fi fost 7x, 7x ar fi indicat că sunt x plus x plus x plus x de 7 ori. Că doar înmulțirea asta înseamnă. E vorba de adunare repetată. Și acolo, de data asta, s-au aflat 2 de x în partea stânga egalului. Iar în dreapta era un singur x. De aceea ți-am spus, hai să scădem ca într-o balanță, când pe ambele talere balanța stă perfect în echilibru, egalul este echilibru, și noi dacă scădem același lucru și din stânga și din dreapta, balanța rămâne, egalul rămâne. Și atunci am scăzut pe x și din stânga și din dreapta. De ce am scăzut pe x? Pentru că eu doream să dispară x-ul, să rămână x-ul doar numai în partea stângă, acolo unde e mai mare, că 2x ăsta a fost mai mare decât un singur x. Ei, de ce l-am scăzut pe un singur x? Dacă ar fi fost în partea stângă 7x și dincolo 5x, scădeam pe 5x și din membru stâng și din membru drept. Cât de curând, profesorul să înceapă să spună așa. Mă rog, ei fac chestia asta forțând, dar fără să înțelegeți voi foarte clar lucrurile. Te-aș ruga să scrii din nou. 800, cât este acolo? 80. Unde? E 990. 990, scrie din nou. 990 plus 2x. 990 plus 2x. Egal cu? Spune tu cât este acolo, că nu văd. Egal cu cine era acolo în dreapta? S indice... Nu, dar S indice 17. Cât a fost S indice 17? Nu a fost 990. 744 trebuia să scrii. 744 plus 2x. Da? 744 plus 2x. Așa, egal cu... Este egal cu 744. Nu. Plus egal cu 2 ori x care e 244. Nu. Egal cum era înainte, era 990 plus x. Egal cu x plus 990, nu?
Adică scriem din nou relația. X plus 990. Deci, Alesia, de unde te-am întors? Te-am întors de acolo, de unde pe S indice 17 l-ai înlocuit cu 744, iar pe S indice 20 l-ai înlocuit cu 190, da? Acum profesorii vor transmite următorul lucru de acum. Zice, izolăm necunoscuta și se trece dintr-o parte în cealaltă a egalului cu semn schimbat. Adică vezi tu X-ul ăsta din dreapta egalului? Când îl trecem gardul, când îl trecem de dincolo de egal, îl trecem cu semnul schimbat. Dacă aici este X și când are semn acolo, nu are semnul, se trece în partea cealaltă minus X. Iar 744 se trece dincolo de egal în dreapta și îl trece cu minus 744. Deci scriem dedesubt așa, 2X minus X, ia scrie dedesubt, 2X minus X, 2X minus X, egal 990, care era rămas în dreapta egal, 990 minus 744. Nu, deci 990 minus 744. 2x scăzut un x cât este? 2x scăzut un x este? Un x. Un x. X egal? X egal 246. 246 egal egheșițul, terminat egheșițul. Dar acesta este un mod mecanic de a transmite. Și vei vedea, dacă stai de vorbă cu mama, vei vedea că și ea spune că trecem dintr-o parte în cealaltă egalului cu semn schimbat. Deci, cei cu necunoscuta îi trecem în stânga și termeni liberi îi trecem în dreapta. Dacă se trece dintr-o parte în alta, se trece cu semn schimbat. Iar motivul adevărat este ce spuneam eu. Scădem același lucru din ambii membri. Deci, noi am scăzut pe X din stânga și din dreapta și X-ul acela care era în dreapta a dispărut, că X minus X este... Și a apărut minus X-ul din 2X scăzut. Și din 2X scăzut X-ul a rămas simplu X. Deci acesta este modul mecanic în care se transmite de către profesor. Nu au răbdare să meargă aici, cum ți-am explicat eu, că scădem în același lucru sau uneori adunăm aceeași cantitate, egalitatea rămâne schimbată. Aceasta e forma corectă de comunicare până când copiii înțeleg exact de ce se face asta. Și pentru că tot timpul rămâne această întrebare, de ce așa și nu altfel? De ce să fac eu așa? Care e motivul? Iar când ți se dau formule, nu facem decât să stricăm toată logica asta în transmiterea informațiilor. Deci adevărata matematică este aceea în care pricepi cum se ridică, cum urci treptele la o scară. Închipuiți că sar peste o treaptă sau sar peste două. Nu mai poți să pășești. Da? Deci dacă îți lipsește o singură treaptă, gata, se rupe filmul și la matematică stai și te uiți fără să înțelegi de ceva pe acolo. Totul este cât se poate de grav. Dacă mai ai vreun egheșițiu, să la vedem. Tema? Da, la temă. Oh, sunt o grămadă. Ia să vedem. Sunt foarte, foarte multe. Să vedem. Ele cresc în dificultate pas cu pas. Da, să vedem pe celălalt, următoarea care o ai ca temă, următoarea chestie. Ok, deci am făcut exercițiul 20, 23, 23 l-am făcut. Da, l-am făcut și acum am 25. Aici mi-a zis, aici a scris el în paranteză, cerința spune unor numere. O modificăm un pic. Rezolvați separat pentru două numere, pentru trei numere și pentru cinci numere. Indicație foarte mică. Dacă nu este un număr, numărul consecutiv a lui nu este n plus 1. Am modificat el ceva aici. E 25. Stați să văd ce e 25. A.
Suma unor numere naturale consecutive este 75. Aflați numerele. Da, foarte tare. Ia să vedem. E foarte, foarte tare. Dar pot fi mai multe posibilități, nu? Nu, no, că sunt consecutive. Asta, atunci. Și el mi-a zis să rezolvăm separat pentru două numere, pentru trei numere, pentru cinci numere. Păi, hai să vedem. Șterge tabla și să încercăm noi. Parcă nu n-ar fi zis el nimic. Da, parcă n-ar fi zis nimic. Noi să încercăm să facem exercițiul ăsta, să vedem cum ne prindem. Da? Atunci șterg tot. Da. Cu excepția formulei C. Indicația de sus cu lasă. Verde. Lasă formula C. Lasă, te rog. Imediat fac aici. Gata. Deci. Exercițiul zice așa. Suma unor numere naturale consecutive este 75. Aflați numerele. Deci suma unor numere încă o dată consecutive. Da. Una după alta, este 75, pardon, și să aflăm numerele. Dar nu spune câte numere, nu? Nu, doar atât. Suma unor numere consecutive egal cu 75. Da, puține informații. Foarte puține informații, dar noi în clipa asta pornim din nou cu foarte multă încredere, cu Doamne ajută, pentru că ne-am propus asta și am spus, tu mi-arăți exercițiul cum sună, da? 25. Da, am văzut. Pe 24 nu vi l-a dat, nu? Nu. Ne ducem la 25. E și 24, nu știu cum e, dar pare greu sau nu știu cum. Pare și acela greu și interesant și acela, dar într-adevăr. Este momentul acesta când noi trebuie să ne angajăm spre exercițiu, dar nu știm nimic cum să facem, da? Chiar n-am nicio idee. Stai, bun, mă mai gândesc puțin. Te rog. Mă gândesc așa ce... Suma unor numere consecutive. Adică e vorba că pleci de la cineva și scrii unul după altul la o distanță de 1. Exact, ia să zicem 7 plus 8 plus 9, nu? Ia să vedem cât face. Sunt numere consecutive. 7, ia scrie 7 plus 8 plus 9. Deci 7 plus, da, 8 plus 9 este egal cu, nu? Trei numere consecutive am luat. Da. Deci. A, și scriu pur și simplu cât e egal? Da. A, 24. 24. Da, dacă ți-aș fi dat așa. Știind că suma unor numere consecutive e 24, aflați numerele. Nu? No. Stai un secundă, da? Suma unor numere consecutive adunate
E 24, cum în egipțul nostru e 75, da? Da. Și aflați numerele. Tu, pentru egipțul ăsta, cum ai fi încercat? N-aș fi încercat. Păi... aș fi făcut, cum să zic, eu aș fi, fiindcă sunt consecutive, m-aș fi dus și aș fi încercat de jos. De la 1 plus 2. Da, foarte bine. Pornește așa. 1 plus 2 plus 3, nu? Da, 1 plus 2 plus 3, nu. Ia scrie. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Când nu știai unul să te oprești, oricum nu mai mult de 24. Nu. Și aș fi făcut 1 plus 2 plus 3, nu dă. 3 plus 4 plus 5, calculam, nu dă. Dar nu ți-a spus 3. Vezi că negheșițul nu spune 3 numere. Poți fi 4 adunate, plus 5, plus 6. Poți fi infinit. Da, deci, oricum, neștiind de unde să pleci, ai fi încercat cu 1 plus 2 plus 3 și plus până când? Până la 10, să zice, încercai. Ia scrie, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, da? Ia să vezi cât face suma asta. Nu. Ba da, știi să o calculezi foarte repede, primul plus 1. Ok, și fac uite așa, 1 plus 2, 3, plus 3, 6. Ai, lasă, nu. Dar nu vreau, 15, dar pierd timp. Plus 6, 21, plus 7, 28, plus... Gata, 8. Ai depășit. Nu, e clar că le depăși pe 24. 36. Nu, te oprești. E clar că nu merită. Deci nu se merită să te gândești suma până cel mult la 6 acolo și tot depășește, nu? Că îi vine 1 cu 6, 7, ori câte grupe sunt acolo, 3 ori 7, 21. În concluzie, îți dădeai seama că plecând de la 1 nu poți să faci. Atunci pleci de la 2. Să zici 2 plus 3 plus 4, vezi? Încercând să pleci consecutiv până la 7, depășești. Nu dai peste număr. 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Ia vezi cât îți dă acolo. Păi, 2 plus 3, 5, plus 4, 9, plus 5, 14, plus 6, 20. Aha! E aproape. Da, dar pui pe următorul plus 7, îl depășit. E clar că nu-i bine. Atunci de la 3. De la 3 încerci. 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. 3 plus 4 plus 5 plus 6. 3, 3 plus 4 plus 7 plus 5 plus 6 18. Na, prea puțin. Ia du-te, mai pune încă 1. Plus plus 7, mai pune încă 1. Tu poți să-i pui tot consecutiv. Ia vezi. 18 plus 7, 25, prea mult. Gata, nu merge cu de la 3 plecând. Deci n-ai picat pe 24, pleci la 4. Atunci 4 plus 5 plus 6. Ia să vedem. 4 plus 5 plus 6. Plus 8. Ia să vedem. Deci 4 plus 5, 9 plus 6, 15 plus 7, 22, plus 8, 30. Depășește. Bine, lasă-l pe 8, dar nu merge. Deci fără 8 și tot nu merge. Atunci încerci la 5. Îl las pe 4 și îl ia pe 5, plus 6, plus 7, plus 8 și aș fi 5 plus 6, 11, 11 plus 7, 18, plus 8, 26. Prea mult. Prea mult, l-ai depășit. Îl las pe 5, 6, plus 7, plus 8, plus 9. Aha, mă apropii. 6 plus 7, 13 plus 8, 21 plus 9, 30. Na, nu merge. Și atunci îl las pe 6, 7 plus 8 plus 9 și dă.
Asta. Deci vezi cum ai pornit. Ai plecat de la unul neștiind de unde să te duci. Și ți-ai dat seama că nu pici pe număr. Tot mergând și împingând numerele tot în față, până când ai găsit doar 3 din ele, 7 plus 8 plus 9, fac 24. Și așa ai rezolvat exercițiul. Că așa ți-a spus, să se găsească numerele care adunat, a căror sumă este numere consecutive, a căror sumă este în exercițiul tău 75, parcă, sau cât era, 75, nu? Da, 75. Deci acum, practic, ar trebui să mergem în aceeași logică și să luăm ce numere adunate de la 1 începând, când încep de la 1 sunt mai multe, și cu cât înaintăm, ele se micșorează ca număr. Deci cu cât înaintezi de la 2, de la 3, așa, ele se micșorează ca număr. Mai concret, hai să zicem 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus... Și atunci să facem chestia ca până aflăm 75? Până aflăm, după logica asta. După logica asta a noastră, după varianta asta a noastră de muncă, cam așa ar trebui făcut exercițiul ăsta. Dar sigur apare acum o problemă, că dacă numărul ăsta e mare, când îl mai terminăm? Nu până să te trebuie să găsim o șmecherie. O ceva, trebuie să găsim o șmecherie, da. Dar când te afli pentru început, Alesia, pentru început, tu trebuie să îndrăznești. Aici trebuie să înțelegi ce înseamnă consecutive. Consecutiv, deci unul după altul. Să le adun pe număr de numere consecutive. Oricum, cert este un lucru, că neavând inspirații de moment, măcar să faci niște tatonări. Deci pentru numărul 24, așa asta a fost ideea de început. Pentru 75 ar trebui să zici așa, 1 plus 2 plus 3, ia să încercăm cu 75. Da? Hai să încercăm, nu vorbe, ci concret. Și până poate găsim și ideea aceea frumoasă, dar deocamdată nu avem. Suntem în etapa de tatonare când încercăm să descoperim vreo idee. Dar nu avem inspirație, încă nu suntem. Suntem, așa cum spuneam într-o seară, că a rezolvat probleme matematice exact cum a intrat într-o cameră și ce cauți? Întrerupătorul, până când se găsește întrerupătorul, da, te luăm. Da, ești pentru neric și tu nu vezi. Sigur că da. Și până ajungi la întrerupător, te lovești de chestii, prin cameră. De toate, faci cu cuie, nu? Cu capul, da. de șifoner, de aia, dar n-ai ce face până când... Trebuie să vezi până pe... și aprinzi lumina. Da, până aprinzi lumina. Lumina este momentul când a venit ideea. Deci până exact. În momentul acela... Atunci noi muncim pe bâșbâim așa, pe întuneric. Nu vedem. Deci hai să zicem 1 plus 2 plus 3 plus, nu știu unde să ne oprim, până la 10, oare cât face suma asta până la 10? Că am făcut-o mai înainte. 1 și cu 10 face primul plus ultimul, că e sumă gaus asta, nu mai stăm pe gânduri. 11 ori numărul lor, 11 ori 10, că sunt 10 termeni, și împărți la 2. Fac 55. 11 ori 10? Da. Fac 55. Deci până la 10, dacă aduni, faci 55. Mai pui un 11, îl pui pe al 11-lea și 55 și cu 11? Cât fac? 55 și cu 11, 66. 55 cu 11, 66. Și cu 12? 66 și cu 12, 78, prea mult. 78, prea mult. Deci până în 12, dacă le adun de la 1 începând, ia scrie-le 1 plus 2 plus puncte, puncte plus 12. Deci 1 plus 2 plus 3. Plus până la 12 inclusiv, este egal cu 78, ai spus, nu? Da. Egal cu 78. Of, atunci haideți să îl tăiem pe 11, 2, să-i tăiem. Nu tăiem niciodată de la capăt.
Că noi va trebui să avem, noi tăiem de la început. Dar îți dai seama că pe următorul care trebuie să-l aduni va fi după 12 și 13, nu? Da. Dar ca să adun 13, trebuie să, de la început să scazi cel puțin un 13. Chiar 14 să scazi. Că eu depășesc numărul, era 78 și noi avem de 75. Hai să vedem pe câți dintre ei să-i aduni, să fie mai mult decât 78 față de 75 cu 3. De la 13, tot pui 13. Hai până la 5, cât ne dau până la 5? Dacă adunăm 1 plus 2 plus 3, 30 cu 3, 6 și 40 cu 5, 15. Hai să-i tăiem până la 5 pe toți. Deci îi tăiem adică 5. De aici sau de aici? Nu, de aici, la început, ca să tot cârdu. Păi, ați spus să nu tăiem de la început. Păi, pe ăștia de la început, ca să rămână și ceilalți consecutivi. Aha. Să începem suma de la 6, scrie de sub 6 plus 7 plus 8. 6 plus 7 plus 8. Plus 9, plus 10, plus 11, plus 12. Și plus 13, că punem și 13 acum. Că vezi, noi am tăiat, cât am tăiat? Până la 5 fac 15 și am pus un 13. Deci, practic, am scăzut un 2 din toată suma aceea. Ia să vedem cât face suma asta acum. Asta 6 plus 7. 6 plus 7 13. Nu, dar n-adunăm așa 6 și cu ultimul, că se-i progresi, e gaos mai. 6 plus 13 19 ori numărul lor 19 ori. Deci ori numărul lor scaz din 13 pe 6. 13 minus 6 împărțit la 1. La 1, corect, plus 1. 13 minus 6 fac 7 și cu 1, 8. Sunt 204. Nu. Că ai zis primul plus ultimul, adică 6 plus... Păi dacă nu scriu... Stați, 13 minus 6 împărțit la 1 plus 1, așa. Așa. Păi și am 13 minus 6 care dă 7, da. Împărțit la 1, 7 plus 1, 8. 8, sunt 8 termene. Și acum, o să facem ce? Suma. Primul plus ultimul, adică 6 cu 13 ori 8, împărțit la 2. Deci am zis 13 plus, 6 plus 13. Da. În paranteză, ori 18 împărțit la 2. Ori, nu ori 18, ori 8, parcă ai spus, că numărul lor e 8. N-ai calculat acum numărul lor? Da, 8. Așa. Și atunci am 19 ori 8 împărțit la 2, am 19 ori 4. Da. Ori 4, 3, 6, 6, 3 în minte... Deci 3 în minte, 76. Ei, de 76 este foarte aproape de 75. Suntem acum în etapa când ne hotărâm să mai adăugăm după 13 pe 14, dar atenție, dacă îl punem după 13 pe 14 pe ultimul, noi trebuie să scădem foarte aproape de 14 acela. Și 6 și cu 7 fac 13. Și cred că aici este ideea. Să scădem, renunțăm la 6 și 7. Deci începe suma de la 8. Și suma se va termina cu ultimul termen plus 14. Ia să vezi dacă nu dă faci 75. Ia să vedem. Chiar cred că dă. Deci noua tentativa noastră sau
momentul următor prin care căutăm să găsim suma respectivă va începe cu termeni adunați de la 8 încolo. Repet, după 13 pe cine trebuie să-l punem noi? 14. Atunci, dacă mai adăugăm un 14, ar trebui ca de la început să scădem un număr 6 și cu 7, fac 13, e foarte aproape, că și suma noastră era 70 și cât o da? 76, nu? Da, 76. Ei, și noi cum adunăm un 14 și dacă scădem un 13, adică 6, 7, nu mai bine dă. Perfect, va da. Ia să vezi, noua sumă pe care o atacăm este asta. Începem de unde am spus, de la cine începem? Atunci șterg asta. Da, șterge. Nu, 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 suma trebuie să mi-o lași, așa ce, nu, O nu, scriu din nou. scrie-o din nou, te rog. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Așa. Și acum ați spus să facem, Și odată la adăugăm pe 14. rezultatul scrie egal cu 76, parcă mi-am 6. zis. Așa. Și acum, încadrăm pe 6 cu 7, îi punem într-un cerculeț. Așa. Pe 6 și pe 7. Pe 6 și pe 7, pe amândoi. Adică o să renunțăm la ei, pe amândoi, și începem suma de la 8. Și zicem 8 plus 9, scrie de desubt. 8 plus 9 plus 10 plus 11, plus 12, plus 13, plus 14. 14. Ei, asta e momentul. Că 6 cu Dacă 7... dă, dacă nu dă. Sigur va da, să vezi. Hai să calculăm. Îi grupez, deci. Sigur, ca orice sumă Adică, Gauss. da, îi grupez pe 8 cu ultimul. Da, păi 8 cu 14, da. Dă 22. Ori numărul lor. A, deci 8. A, Gauss. Păi sumă Gauss, mai totdeauna suntem în condițiile sumei Gauss, nu mai pierdem timpul. Ori numărul lor care este 14 minus 8 și dă 6. 6 împărțit. Nu. Ba da. Împărțit la 1, 6 plus 1, 7. Ori 7, da? Împărțit la 2. Corect. Și am așa, 14 plus 8, 5, 22, pardon, ori 7 împărțit la 2, 7 împărțit la 2 nu se poate, așa că fac 22 împărțit la 2 care dă 11 și 11 ori 7, 77. Of, prea mare. Cât am făcut 77. 7, prea Deci mare. egal acolo în dreptul egalului, egal cu cât punem ca rezultat 77. Vezi? Suntem cu 2 în plus. Acum, după 70, după 14, cine ar veni? 15. Hai să renunțăm la 8 și 9 împreună. Deci la 8 și 9, la primii 2 renunțăm. Și începem suma, încadrează-i, pune într-o cerculeț pe amândoi deodată. Pe amândoi, așa. Și spui că fără ei, și încep de sub suma. 10 plus 11 plus 2. Plus 14 plus. 15. Corect. Ei, și atunci o să am așa. Primul plus ultimul 10 plus 15, ori numărul lor este 15 minus 10, 5, împărțit la 1, 5 plus 1, 6, Așa. împărțit la 2. Și o să am 25 ori 6 împărțit la 2. Pot să fac 6 împărțit la 2 și îmi dă 3. Și o să am 25 ori 3,
25 ori 3, 5, 75. Gata. Da. E ghișițiu a fost făcut. Wow. Da. E... Ne-am chinuit, ce să zic. Am chinuit și foarte mult, dar am fost în toată etapa asta, am intrat în cameră și n-am găsit întrebătorul. Dar căutând întrebătorul, căutând... Ne-am cam lovit de... Ne-am lovit de mult și acum ne bucurăm că am făcut echeșițiu, dar nu suntem foarte încântați. Nu suntem foarte încântați pentru că nu ne-a fost foarte bine. Nu am găsit o șmecherie să aflăm mai repede. Asta e, asta n-am găsit o șmecherie. Dar totuși să plecăm de la formula sume. Suma egal cu A1 plus AN, nu? Primul plus ultimul, e scris S, suma S, egal cu A1, adică primul termen, plus ultimul, plus A indice N, adică acela de ultimul din tot cârdul, alienele, așa, în paranteză ori numărul lor, tot într-o paranteză ori numărul lor, împărțit la 2, da? Da? A1 plus AN în paranteză, că este o adunare și adunarea se pune în paranteză. Deci A1 plus AN ori numărul lor împărțit la 2. Asta e formula. Ei, noi pe 75 trebuia să vedem așa. 75 egal cu un număr înmulțit cu alt număr și împărțit la 2. Cum a fost la noi? 75 egal cu 25 ori 6 împărțit la 2. Ia scrie așa. 75. 75. Scrie de desubt. 75 este egal cu 25 împărțit la 6, nu, 25, cum nu e, 25 ori 3, 25 ori 6, 25 ori 6 împărțit la 2, perfect. Împărțit. Ei, și acum dacă nu ne venea în minte să-l putem scrie pe 25 ca fiind așa ceva, adică în loc de 25 de desubt scrie 10 plus 15, în paranteză 10 plus 15, tot într-o paranteză împărțit la, înmulțit cu 6 și împărțit la 2, nu? Și împărțit la 2, ne-ar fi fost telefonat că primul termen e 10, ultimul este 15 și că ei sunt 6 termeni și formula împărțit la 2 și așa, atunci ai fi avut. Începe de la 10 plus 11 plus 12 plus 15. Deci vezi, mersul înapoi e foarte interesant în formulă. Că formula zice primul plus ultimul, că tot mai noi nu știam nici pe primul, nici pe ultimul. Ori numărul lor, nici numărul lor, dar împărțit la 2, 6 împărțit la 2 face 3. Deci pe 75 trebuia să-l scriem ca fiind 25 ori 3. Și în loc de 3 trebuia să zicem 6 împărțit la 2 și afla numărul lor. Și 6 numărul lor și pe 25, 10, foarte tare ești. Foarte tare. Deci, hai să mai vedem o dată. Deci, în negheșițul acesta, în problema asta, n-am avut pe primul termen, n-am avut pe ultimul, n-am avut cât sunt ei. Doar aveam rezultatul sumei și ei că ei sunt consecutive, adică din unul după altul, unul după altul. Și neștiind cum să facem, am început să tatonăm și am zis, măi, dacă ne-am duci de la 1, că nu știu eu de unde să plec. De la 1, dacă ne-am duce și am adunat până la 10, ne făcea 55. Deci trebuie să mă duc până la 12. Și nu ne-a dat 75. Atunci trebuie să mă duc să le iau pe 13. Dacă să le iau pe 13 după 12, ar trebui să renunț la o bucată de început.
și am renunțat parcă la o parte din ei până pe la 5 încolo am renunțat, adică la 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 și ne-am dus la 6. Și tot tatonând noi, până când am ajuns la 10, e găsiți o mers. Lumina ar fi fost să plecăm de la formula SN egal cu A1 plus AN ori numărul lor împărțit la 2. Deci dacă ne venea în minte o chestie de așa asta, ar fi fost foarte, foarte interesant. Dar nici aici foarte repede n-ar fi fost. Pentru că pe 75 trebuia să-l scriem ca un produs de factori. Și 75 este, într-adevăr, 25 ori 3. Ia să scriem așa, 75 egal. Mai auzi, Alessia? Da, eu sunt aici. Ia scrie, 75. Acum alăm și scrie, da. 75. Egal cu 25 ori 3. 5 ori 3. Ei, ușor ne uitam și la formulă. Primul plus ultimul, ori numărul lor împărțit la 2. Atunci, pe 3-ul ăsta să scriem ca fiind 6 împărțit la 2. Deci egal mai departe cu 75. Continuăm la egalitatea. Continuăm acolo. Egal cu 7. Cu 25 ori 6 împărțit la 2 în loc de 3. Deci înmulțit cu 6 împărțit la 2. Adică tot 3 face, nu? Rezultatul este tot 75, e corect până aici. Și atunci, uitându-te la formulă, că e primul plus ultimul, ori numărul lor 6 pare și împărțit la 2, adică am început să construim formula de calcul a sumei. Că formula de calcul a sumei este un număr, înmulțit cu numărul lor, și aici părea că 6 pare să fie numărul lor, și împărțit la 2 este exact după formulă, și atunci nu ne rămânea decât pe 25 să-l vedem ce două numere adunate să facă 25, și ele să fie în 6, ca număr de 6. Și de la 10 și cu 15. Deci în loc 25 egal de dedesubt cu 10 plus 15, egal cu 10 plus 15, în paranteză 10 plus 15 într-o paranteză, ori 6, împărțit la 2. Și iată că ne-am apropiat de varianta de formulă de calcul a sumei. Primul plus ultimul, oricât sunt ei, mai rămânea să vedem dacă sunt 6. Plecând de la 10 la 15 și numărăm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, sunt 6 într-adevăr, împărțit la 2 și gata, este ghișițiu. Deci, cu multă abilitate, cu multă șmecherie, trebuia pleca de la sumă, de la formula sumei, și pe 75 ăla să scriem ca 3 ori 25, iar pe 3 să scriem ca 6 împărțit la 2 și iată că am fi făcut egheșițiu mult mai puțin. Acum, între copii, se poate instala o, să spunem, o diferență. Cei care se prind și au simțul ăsta dezvoltat al matematicii și se puneau așa, măi, eu știu suma. Adică trebuia să scriu suma. Cu cine e? Primul plus ultimul, oricât sunt ei, nici numărul lor nu știu, împărțit la 2. Și ca să facă 75, pe 75 îl scriu ca 3 ori 25, 3-ul ăsta se poate ca 6 împărțit la 2, că 25 nu se împărțea la 2. Deci e clar că pe 6 trebuia să-l, pe 3 ori trebuie să-l văd ca 6 împărțit la 2. Și iată, în felul ăsta putea, cu un simț foarte dezvoltat al matematicii și a antrenamentului și a exercițiului, el se putea așa. Dar cel mai la îndemână pentru foarte mulți copii ar fi fost analiza asta, fiind numere consecutive, să pleci de la 1 și să le tot aduni și să dea seama că până la 12 trebuie să se ducă
și nu cădeau pe sumă, pe rezultat. Și atunci sunt și consecutive, deci trebuie să adaug după 12 pe 13, dar atunci renunți la o primă parte de termen de la început, că ei trebuie să rămână consecutiv în sumă. Și analiza pe care am făcut-o noi, aceea, era una la îndemâna multor copii. Sigur, rămân și o foarte mare categorie dintre aceia care nu se apucau deloc de exercițiu, pentru că ei nu înțelegeau ce înseamnă consecutivi, adică unul după altul. Da? Și ne ținând cont de asta și ne știind de unde să pleci și unde să ajungi, era destul de dificil. Așa că exercițiul acesta este un exercițiu destul de frumos, interesant, cu un grad de dificultate destul de mare, dar la îndemâna, să spunem, a unor copii cu mult antrenament. Eu mă bucur că am atacat și acest exercițiu și în el se află din nou partea aceea ascunsă, partea metodică, pedagogică, pe care eu tot o reclam. Pentru că eu puteam să plec de la varianta cu suma, hai să vedem suma și să forțez un pic mâna și să termin exercițiul mult mai repede. Dar am îmbrăcat haina ta, Alessia. Și am zis, hai să vedem cum o putem face la nivelul la care nu, tu încerci să ai curaj să te apuci problema. Și încercând așa, prin tatonări, am reușit să-l facem exercițiu. Ai văzut cum am renunțat la 2-3 termeni la început, puneam unul la sfârșit, el era mai mare și suma aceea s-a apropiat din ce în ce mai mult. Și iată, așa am putut face exercițiu. Ce să spun, matematica rămâne foarte, foarte interesantă. Eu rămân în continuare foarte tare conectat la ceea ce mă gândesc la toți copiii și încă o dată spun, dacă nu aș fi gândit așa, mi-aș fi văzut de treabă liniștit, nu? Făcând matematica aceea care cum o fac toți profesorii. Spunând, fac la clasă, ai mei știu, ce mă pasă mie de ceilalți. Iată că îmi pasă foarte tare și toți cei care vor să învețe așa, găsesc lecțiile acestea în varianta asta de tatonare pe Prof Online. Deocamdată tu n-ai descoperit să te duci... Nu știu, ai citit, Alessia, te-am rugat odată să citești comentariile acelea. Câte comentarii ai citit tu? Sunt câteva mii de comentarii, dar din comentariile acelea sunt care... Sunt foarte multe, da. Nu le-am numărat, dar am citit și sunt foarte frumoase. Deci ai văzut acei care sunt încântați de modul în care rezolv eu și modul în care încerc aici să stau de vorbă. Dar eu când am făcut asta, n-am stat de vorbă numai cu Alessia. Și trebuie să spun că eu nu pot să continui așa, că nu am starea asta de... Este o stare de tristețe în sufletul meu. Pentru că eu stau pe un singur copil și îl conving. Dar sunt foarte mulți, sunt zeci de mii de copii, milioane de copii care au nevoie de așa ceva. Deci starea mea de suflet este a unui om care o face cu foarte mult efort, neatingându-și obiectivul lui, acela de a ajunge la toți copiii. De aceea trebuie să zic că... Da, spuneți că vă aud. Trebuie să spun că rămân foarte tare frământat de nevoia de a ajunge așa. Ce vede ceva? Nu mai te văd. Văd comentarii. Foarte frumos, bravo. Acestea sunt comentariile și tu le-ai văzut pe une din ele, acestea care sunt acolo. Dar ceea ce e foarte important, că dacă te duci pe lecția, să spune 4, găsești nu numai comentariul acela, ci și alte comentarii. Că acolo, la lecția aceea, sunt multe comentarii. Asta ai descoperit, da? Și ține minte că aceste comentarii sunt lăsate de copiii care sunt foarte tare impresionați de, nu numai copii, și profesori, și adulți, și părinți. Și părinți, exact, exact.
Și eu rămân la ideea că cât de curând trebuie ca să fie generalizată această chestie și prin televiziune să fac asta. Nu o să pot continua cu tine, am spus-o și data trecută, o spun și acum, nu poți continua așa. E frustrare foarte mare în sufletul meu că nu ajung la toți. Ceea ce îmi doresc să spunem așa, dacă lucrurile vor evolua așa cum simt eu că vor evolua, să te am, să spunem, în grupul copiilor la clasa respectivă. Deci dacă ar fi să fiu acolo, cum stau cu tine, să mai stau cu 2-3 copii și să facem această lecție ca să o vadă toată lumea, toți cei care pot să, care au nevoie, că au atâta nevoie bieții de, iată, la problema asta, cum am făcut-o acum ultima, cât de interesant și de frumoasă a fost. Și toate lecțiile mele care sunt acolo pe internet, sunt toate în aceeași logică, că eu n-aș putea. Noi nu ne-am vorbit acum în seara asta ca tu să fii cu egheșițul ăsta. Nu am știut ce egheșiți îmi pui, nu? Da. Da. Deci toate au fost făcute la prima citire, încercând repede să îmbrac haina ta, a elevului, și la nivelul care tu să ai curaj să abordezi egheșițul. Știi că începusem, dar n-am nicio idee, adică ce să fac aici, nu știu nici primul termen, nu știu nici ultimul, nu știu câți termeni sunt, știu doar rezultatul adunării, suma tuturor termenilor respectiv, că este 75. Ei, eu am stat pe moment să mă gândesc, băi, zic 75, zic 3 ori 25, 3 zic 6 minus 2, 6 împărțit la 2, 25, 60, m-am gândit la chestia asta. Dar făcând așa ceva, tu puteai să fii repede să spui, dar de unde să vine mie mitică asta? Dar de unde să vine mie 10 și cu 15? Dar de unde să fac? Și erau atâtea întrebări spuse încât eu m-am abandonat și am zis, nu, fac așa. Hai să le luăm de la 1 să adunăm. 1 plus 2 și până unde mă duc? Până la 12, că dacă pun și pe 13 și depășesc pe 75. Deci până la 12 ne oprim. Și nu, n-am dat peste număr, n-am dat peste rezultat. Ca să fie tot consecutiv, ar trebui să-l pun după 12 și pe 13. Dar asta înseamnă că renunț la o parte din început. Deci începeam să-ți comunic ție o strategie prin care ușor, ușor să te conving când ne apropiem de egheșițiu și că ai curaj și ai îndrăzneala să crezi că vom ajunge la rezultat. Da? Deci aceasta face parte din ceea ce niciun manual n-ar putea să comunice pe partea asta. Cum te conving pe tine? Așa că, sigur, băi, sunt acolo chestii frumoase, nu? Din ce mi-ai spus tu? Da. Și pe ele aș vrea să încerci de acum să spui, uitați, m-am uitat, l-am încercat, l-am sucit, l-am încercat, m-am învârtit pe lângă el. N-am găsit butonul. Da, adică nu întrerupătorul. N-am găsit întrerupătorul. Am fost în cameră și numai cu cui am. N-am reușit. Și eu atunci te întreb, bine, hai să încercăm. Ce încerca? Cum ai încercat? Ce pași ai făcut? Hai să vedem. La matematică, spuneam, ți-am dat exemplul ăsta, exact ca și copilul care pleacă, nu? Încearcă să învețe să meargă. Și el sigur va cădea. Face doi pași și cade. Face doi pași și cade. Și dacă se lovește, nu mai încearcă mai târziu. Deci de aceea părinții care supraveghează primii pași ai copilului, ei au foarte multă grijă ca să-l sprijine când pășește, să nu se sperie, să îndrăznească. E același lucru și la matematică. Asta e forma mea de prezentare. Curajul de a aborda problema, de a încerca și dacă te-ai împiedicat, să încerci să te ridici. Deci, când mai hotărești, din egheșițile acelea, vii cu cel puțin 5 din ele încercate. Da? 5 încercate. Bine, să ne oprim aici că e oră. Da, stați că nu pot să deschid camera.
fiindcă am dat... Ai dat acolo, cred că pe... Ah, gata, gata. A. Deci ai dat pe lecțiile acelea, nu? Că te duci la comentarii. Da, încă aveam, încă vă arătam ecranul și de asta nu puteam să deschid camera. Da. Ce să facem? Ne oprim aici. Deci ai înțeles ce anume vreau de la tine. În exercițiul următoare spui, am încercat așa, m-am gândit pe lângă ea, m-am sucit, m-am învârtit, nu mi-a venit nicio idee. Sau la alta mi-a venit până aici. De asemenea, să refaci și sumele celea, nu, propuse de tine, că ai văzut, din punct de vedere al corectitudinii și al adevărului la matematică, care e unul singur, și în viață, să știi, adevărul e numai unul singur. Că mai venim cu minciunele și le mai învârtim, le mai sucim, este doar așa forma asta în care ne manifestăm noi. Dar adevărul e unul singur. Unul și numai unul. Și de aceea, din perspectiva asta, trebuie să revin și să faci calculul acolo. Când mai apar întrebări, mă suni, să spunem, și spui, vreau să ne găsim mâine seară. Că au apărut niște întrebări. Nu mi-e clar aici, aici, aici. Deci reducem la ceea ce înseamnă nevoia ta de a te întâlni cu mine în condițiile în care tu ai muncit în culise. Când, știi cum, Alicia, exact ca atunci când, nu știu dacă ai văzut vreodată puișorii de rândunică, când și-au zborul din cuib. Ei acolo, la marginea cuibului, ies și dau din aripioare și încearcă să zboare, fac antrenament. Pentru că dacă nu au siguranța totală și nu zboară odată și odată trebuie să zboare, și nu zboară, există riscul ca ei să cadă și nu se mai pot desprinde de pe pământ. Eu am văzut o secvență de aceasta. Nu știu, tu ai văzut așa când mergi la țară, că sunt pe stâlpi cuiburi de berze, da? Da. Ei, eu am asistat acolo la stupinul de a meu, la momentul când puii de barză, doi sau trei, cel mult trei, încercau să se desprindă și să zboare. Și părinții stăteau și supravegheau cu foarte multă emoție, deci cu foarte multă emoție, tot antrenamentul acesta. Și unul din ei, s-a întâmplat ca unul din ei să cadă. Adică n-a fost suficient de maturizat, antrenamentul n-a fost suficient, încât el s-a desprins și s-a dus la pământ foarte repede, ca un bolovan, să zic așa, s-a și speriat și atunci s-a dus și l-a omorât. Deci barza, știi, dându-și unul din ei, nu știu care, masculul sau femela, nu știu, și l-a omorât pentru că el nu avea cum să mai desprinde vreodată de acolo. Și decât să fie victim sau mănânce, știu eu ce, pisică, câine, ceva, atunci l-a omorât acolo, pur și simplu. Așadar, trebuie să înveți să te desprinzi, să-ți întinzi aripioarele și să îndrăznești, să abordezi exerciții și problemele care sunt acolo până la momentul când ne întâlnim. Și visul meu, repet, să putem face pentru o televiziune și tu să fii una dintre cei care să fie eleve în direct. La revedere, ne oprim aici. Seară bună!